Salut! Azi discutăm despre o nouă cameră. Suntem afară pentru că discutăm despre o cameră care știe să facă și RAW. Se pare că asta își dorește toată lumea, pentru oarecare motiv. Stai că avem niște praf. Avem. E vorba despre Zcam E2, care trage așa 4K până în 75 fps în ProRes. Dar dacă vreți super slow motion sau, mă rog, un slow motion mai exagerat, avem până la 160 de fps, tot în 4K, doar că la 160 avem 2.4:1 aspectul, adică direct cinematic sau cașetă, cum puneți unii dintre voi, și putem să tragem și 240 în Full HD. De ce e interesantă camera asta? Este foarte mică și ușor de riguit, de pus în tot felul de configurații, poate fi pusă vertical, poate fi pusă invers, o puteți pune foarte ușor pe gimbaluri, pe tot felul de sisteme de echilibrare, și faptul că e pătrată înseamnă că putem să o echilibrăm foarte ușor pe orice și se poate monta foarte ușor pentru că nu are restricții de dimensiune. Pocketul, de exemplu, se pune foarte greu pe Ronin-uri, pe Zune-uri, care sunt mai mici și nu au loc de formatul lat al camerei. Aici avem un pătrat și va fi cât de mare dorim noi rigul, în funcție de ce vrem să punem pe el. Are montură MFT, la fel ca multe alte mirrorless-uri din gama asta de preț. Trage pe C-Fast-uri, care sunt destul de scumpe, dar avem o variantă mai ieftină. Prin portul USB tip C, ca la Blackmagic Pocket, putem să tragem cu un SSD. Grijă mare însă că inclusiv producătorul specifică faptul că dacă mișcăm cât de puțin cablul, s-ar putea să avem drop frames sau să se oprească filmarea cu totul. O altă variantă prin care putem trage cu ea ar fi prin portul Ethernet, deci de rețea. Putem să o conectăm la calculator și să facem live stream direct cu ea ca sursă. De asemenea, putem să facem live stream multicam, camerele sincronizându-se între ele, și una dintre ele e pusă master și restul slave și dictează setările și timecode-ul tuturor camerelor, astfel încât să avem sincronizare pe toate. Asta se face prin portul lor specific, printr-un limo de nu știu câți pini exact, dar este un port in-out prin care se face sincronizarea, dar astea sunt chestii un pic mai high-tech și foarte specifice. Cine face asta o să știe clar ce are de făcut. Noi vorbim despre targetul acestei camere, care, având în vedere că e modulară, micuță și cam la același preț ca Blackmagic Pocket, să vedem pentru cine este și ce avantaje are față de camera asta. Dacă faceți clipuri cu mâncare, corporate-uri, evenimente și tot felul de alte lucruri unde aveți nevoie de slow motion, deși mie personal nu-mi place codecul HEVC și doar în el puteți să trageți frame rate așa de mare, arată binișor. Camera extrem de mică, are un ecran de, nu știu, 2 inch sau ceva de genul. Putem să vedem și o imagine, deși ne ajută poate un pic la încadrare. Imaginați-vă să vedem imaginea sau focusul, să verificăm pe un ecran de... Asta cred că e chiar un inch, nu? Chiar un inch. E ridicol de mic, dar e interesant că avem totuși preview pe el. Pe același ecran, dacă dăm menu și OK, ieșim din live view și vedem setările. Și setările se fac puțin mai ciudat până vă obișniți, dar practic avem un buton de ISO și două săgeți, un buton de shutter și pe butoanele F1, 2 sau 3 putem să mapăm white balance, diafragmă. De exemplu, eu am pus VFR, care înseamnă variable frame rate, și de acolo îmi setez cam cât de slow vreau să trag toate chestiile astea. Avem un buton mare de record, refine, pentru configurațiile de genul ăsta sau așa, și mai avem unul pe față pentru gimbaluri, steady și pe ce sisteme vrem să-l mai punem. Ca porturi avem un HDMI pe care putem să scoatem imaginea curată sau cu tot cu informații. Avem chestia asta unde se conectează o antenă de Wi-Fi ca să putem controla camera și inclusiv să vedem o imagine live direct pe telefon sau pe tabletă dacă suntem conectați la cameră. Mai avem un port in-out de expansiune. După cum vă spuneam, se pot sincroniza mai multe camere acolo și
putem face multe alte chestii cu el, la fel și portul de communications, care poate fi pentru cine se pricepe la așa ceva, poate fi mapat și configurat să facă tot felul de chestii. După care avem un port LANC, care e compatibil cu remote-uri de la Sony. Știe să dea rec, știe să facă zoom. După care avem un port XLR 5 pin, Lemo, ca la Alexa Mini. Ceea ce e interesant pentru că avem două canale de sunet care intră printr-un singur port. Singura chestie e că trebuie să luați separat cablu, 5 pin spre ce vreți voi, jack-uri, XLR-uri și așa mai departe. Apoi avem un port de rețea și după aia avem un port de date pentru update firmware și pentru legat SSD-uri. Mai jos avem un port de power, în cutie vine un cablu D-Tap spre acest power, deci putem să alimentăm și din V-mount, dar este destul de lung. Dacă vreți să-l configurați într-un rig cu V-mount, o să trebuiască să cumpărați unul separat, care e mai mic și mai drăguț. Pe lângă asta avem o ieșire de căști și o altă intrare de microfon și putem configura să vină sunetul din intrarea asta sau din acest XLR Limo. Pe fiecare parte avem câte 3 prinderi de 1x4 inch, prinderea standard, pe care putem să punem Magic Armuri sau tălpici Manfrotto sau ce vreți voi să prindem camera. În cazul ăsta, cage-ul folosește găurile astea ca să se prindă de cameră și sus la fel, dar ne dă în schimb mult mai multe opțiuni de prindere și stă foarte bine cage-ul pe cameră. Camera funcționează cu o baterie Sony MPF, avem portul direct, se montează foarte simplu și ține foarte mult. Pe o baterie de asta mică, teoretic, ar trebui să țină cam o oră, ceea ce înseamnă că pe un MPF 970 de la mare ar trebui să țină 4-5 ore, în funcție de cum îl folosim și în ce format tragem. O chestie de menționat e că, deși avem nevoie de cage-ul ăsta de la Small Rig și foarte bine făcut, avem o mică problemă care ține de Zcam. Protectorele astea se scot foarte greu, nu fără să vă rupeți unghia sau să vă frustrați. Eu nu mă ambiționez acum că mai trebuie, dar după cum poate vedeți aici, fiind cage-ul pus, m-am chinuit să scot cu o bucată de plastic, cu o pensetă, cu nu știu ce, și am șuruit puțin portul. Nu m-ar deranja dacă ar fi camera mea, dar este un demo și chiar și fără bucata asta de la cage, e foarte greu de desfăcut. Am găsit o rezolvare la această problemă. Luăm o bucată de gaffer tape, adică scotch de șmecheri, o lipim de ea însăși. Apoi, când vrem să deschidem protecția de card, doar tragem de etichetă și gata. La fel putem face și la protecția pentru intrările de căști și microfon. Am făcut mai multe setup-uri cu camera asta. Am avut odată un setup mai micuț, handheld. Am vrut să văd cum e cu stabilizare. Are setări de autofocus, dar la fel ca pe Pocket, nu contează neapărat. Are push to focus, ceea ce e interesant, doar că o faceți pe telefon sau pe tableta conectată, ceea ce iară e drăguț, ca și cum ați avea un focus puller. Voi mergeți cu autofocusul și omul care stă cu telefonul alege unde e punctul de focus. Asta nu înseamnă că o să o facă repede sau bine, dar se poate și chestiile astea fiind software o să se poată rezolva și printr-un firmware update. Eu știu că ei lucrează activ la camerele astea, au mai scos câteva modele full frame cu specs-uri destul de impresionante, poate o să le avem în curând la review, dar e clar că e seria la care se lucrează acum de la Zcam și vor îmbunătăți prin update-uri de software multe chestii și sunt sigur că dacă le scrieți ceva ce nu vă convine, vor găsi ei o variantă să o rezolve. Așadar, cu lentile MFT puteți să vă faceți treaba. Eu nu sunt fanul acestor lentile, dar cu Speed Booster mi-am pus lentilele cu montură IF și am fost destul de mulțumit de imagine. 24 și 25 P suntem foarte ok, arată bine camera, nu are nicio problemă, 4K-ul ăla arată destul de bine. Singura problemă e când aducem mai multe FPS-uri în discuție. Și la 75 pe ProRes arată bine, dar spun și ei că scade bitrate-ul, ceea ce înseamnă că o să vedem un pic de moare, un pic de aliasing. Pe mine nu prea mă încântă chestia asta și dacă nu merită să fac cadrul la super slow motion, de obicei o să-l trag la 25 sau maxim 50 ca să nu sacrificăm prea mult din calitate. La 120 sau 160 am observat niște noise. Deci dacă vreți să trageți slow motion, fiți 100% sigur că ați expus perfect, pentru că cel puțin după gustul meu, noise-ul ăla nu e foarte ok. Așadar, putem să tragem în ProRes, în H264, H265
165 sau HFC. A venit în ultima vreme un firmware update care adaugă Zero. Ei l-au promis de ceva vreme și cred că este la stadiu destul de vreme de implementare, pentru că îl avem, dar este puțin mai greu de folosit. Oricum, RAW, din punctul meu de vedere, e overrated. Adică să tragi RAW înseamnă lene sau înseamnă că n-ai dynamic range și dacă nu ai, luminează mai mult persoana care e în shadows sau, nu știu, fă cumva. Dynamic range se face și din lumină, nu doar din cameră. Se știe. Aș vrea să-l vedeți pe Alex cum stă chinuit cu namile astea în brațe. Care ar fi concluzia cu cameruța asta? Păi faină, nimică. Practic, vine senzorul cu in-out. Important e că își face treaba. Până la urmă, nu? Își face treaba, avem slow motion pe sărăchie. Are fucking ghidi. Nu, deloc. Pentru asta fac hernie de disc. Important e că își face treaba, are slow motion pe buget redus și are rezultate comparabile cu alte camere din zona asta de preț. Sigur, dacă nu e destul de convingător materialul meu, mai există și alte review-uri. Vă încurajez să vă uitați la cât mai multe alte review-uri tot timpul când vă informați pentru un echipament pe care urmează să-l achiziționați cu bănuții voștri munciți. Așa că este bine să aveți o părere informată din mai multe surse, nu doar să mă credeți pe mine. Dacă vă atacă cineva, e destul de grea și are fier și puteți să aruncați și spre deosebire de alte camere, are greutatea centrată cumva, adică nu se învârte în aer sau ceva, adică unde aruncăm, aruncăm. Cam asta a fost, dragii mei, ne auzim data viitoare când o să discutăm despre cine știe ce o să discutăm data viitoare. Am pupat!